Analiștii militari atrag atenția. Vladimir Putin ar putea lansa un atac nuclear. Aceștia au declarat faptul că doctrina rusă permite utilizarea armelor nucleare pentru a apăra teritoriul rus. Analiștii de la Institutul pentru Studierea Războiului afirmă că președintele rus Vladimir Putin probabil vrea să anexeze Rusiei părțile ocupate din sudul și estul Ucrainei în următoarele luni. Mutarea ar putea fi folosită pentru a amenința Ucraina și aliații săi cu un atac nuclear. După anexare, el va afirma direct sau indirect că doctrina rusă care permite utilizarea armelor nucleare pentru a apăra teritoriul rus se aplică acelor teritorii nou anexate. Astfel de acțiuni ar amenința Ucraina și partenerii săi cu un atac nuclear în cazul în care contraofensivele ucrainene pentru eliberarea teritoriului ocupat de ruși vor continua. Putin ar putea crede că amenințarea sau utilizarea armelor nucleare ar restabili capacitatea de descurajare a Rusiei după ce invazia s-a dezastruoasă. Calendarul lui Putin pentru anexare depinde probabil de măsura în care înțelege starea de degradare a armatei ruse din Ucraina. Armata rusă nu a atins încă obiectivele teritoriale anunțate de Putin vizând regiunile Donetsk și Lugansk și este puțin probabil să o facă. Dacă Putin își înțelege slăbiciunea militară, probabil că va grăbi anexarea și va face apel rapid la amenințarea nucleară în încercarea de a păstra controlul asupra teritoriului ucrainean pe care Rusia îl ocupă în prezent.